Bă, ce dracului se întâmplă cu litoralul românesc de la oameni care se bat cu jandarmii? Înțeleg, poate erau beți, erau smardoi sau luau la o bătaie cu poliția păți mai sunt din ăștia. Apoi, pe lângă faptul că se neacă 15-20 de oameni, se mai și bat unii cu salva marii, fix cu aia care sunt plătiți să te salveze pe tine, să nu te nești ca bou. După aia, a explodat o fucking mină la Costinești. A venit așa mai despre răsărit pe gură la anumită barea neagră de pe la vecinii noștri care, na, au și ei un schimb de petarde cu alte petarde de oameni. A venit așa purtată de curenți, de valuri, o mină și a explodat la costine și a murit un șobolan. Din fericire, domnul șobolan și nu vreun om. Um, și tare mi-e că o să mai vină niște mine de-astea, că la cât s-a minat pe acolo, nu găsești, nu s-a minat bitcoin câte mine s-au aruncat pe acolo. După aia, pe lângă că explodează o mină din aceea, se mai vorbește și de faptul că apa este contaminată, cum erau legendele cu GTA Vice City, că e apa otrăvită și de-aia nu poate Tony Versetti să nuate acolo, da, dar asta și la noi acum, C că e nu clamidia, altceva, niște boli acolo în apă, îmi scapă acum ce bacterii, brocoli, ecoli, din astea. Și într-un final ajungem la subiectul de astăzi și anume accident de la un puști drogat prins de 2 oprit, oprit, pardon, de două ori înainte de poliție și a treia oară, mă rog, după ce a fost oprit de ori de poliție, a mai și făcut accident și au omorât doi copii. Copii, adolescenți mai mici decât mine. Așa că ce pot să spun? Anul ăsta a fost un an tare nasol pentru litoralul românesc. Prețuri peste prețuri. Și Constanța care este devastată, adică e în reparații de niște ani buni din ce am înțeles. Am fost vara asta la Constanța și era să-mi mașina pe acolo. Singurul lucru care îmi place la Constanța, pe lângă faptul că e la mare, e faptul că, surprinzător, ai locuri de parcare, weekend. Chiar foarte multe și fără plată. Bine, sunt locuri, cu par... sunt locuri de parcare fără plată că am parcat eu printre buldozere pe unde am apucat și eu să fiu mai aproape de plajă. A, e, am improvizat și eu ca București în loc de parcare, dar am, parculat, am parcat regulamentar. Eram la dungă cu buldozerele și cu excavatoarele de acolo. Dar oricum, devastat orașul ăla, plin de grob, de șanțuri, de... să-ți acolo. Și deși un oraș mic, comparativ cu București, orice oraș e mic, comparativ cu urziceni, orice oraș e mare. Deci un oraș așa și așa, așa ca dimensiune Măricel, hai să zicem Măricel în top 6 orașe din România, bă, au rolat și foarte mulți. Deci zici că avea vreo 3 gări de nord Constanța la câți au rolat și am văzut într-o singură noapte. Și când m-am dus până pe plajă, a fost aparece și m-am întors la mașină, erau vreo doi care se uitau așa la mașina mea și mă gândeam, hai bă, futu-vă în gură, acum sparge, vreți să-mi spargeți mașina cu mine de față, nu ați putut să vă sincronizați mai bine? Și m-au văzut și au plecat. Poate mă știau de pe YouTube, cine știe, sau poate doar mi s-a părut mie. Deci foarte, foarte interesant Constanța. M mă rog, litoralul românesc, așa, pur și simplu, cum e el. A, mai și parchează cu lubea mașinile pe plajă, deci excepțional ce a fost anul ăsta la mare. Hai să vorbim, vorbim un pic despre situația cu... Accidentul ăsta de la 2 mai, vama veche pe unde a avut loc, de au murit doi tineri săraci de ei și cum mama dracului îl oprești de două ori pe unul care conduce agresiv, vezi că arată cum arată și nu-i faci test antidrog. A, nu mergea testul sau ăla care avea testul antidrog era în concediu medical. Ce mama dracului, poliție, mai e și asta mânca jura. Bă, de zici că s-au aliniat astrele să se întâmple numai nenorociri. În fiecare zi văd că o știre de asta cu o nenorocire de pe la mare. A, și mai era și fata aia de și-a ucis prietena, a băgat-o într-un geamantan și a lăsat-o pe faleză. Bă, cine ne regulăm cu litoralul ăsta, deci... Anul ăsta a fost anul litoralului. Cele mai cele spectacole, anul ăsta s-au întâmplat pe litoral în România bine, și pe la alții, incendii peste incendii de vegetație, dar mă rog ce să zic că nu mai merg anul de la mare că cine știe ce dracu se mai întâmplă Nor norocul meu că am scăpat cu viață cât am fost așa și eu m-am dus și m-am întors de la mare, dar nu mai trec anul ăsta pe acolo, mai repede mă duc până la Bulgari că poate sunt mai în acolo, cine știe în orice caz, mai greu să ajungă binele alea de pe la răsăritenii care își dau cu petarde. Revenim la subiectul cu accidentul. Prima oară când am văzut, l-am văzut pe tipul ăla arestat, mă rog, pe puștul ăla arestat și am văzut care are părul lung, am zis, aia bă, serios, bă, fix unul de-al meu cu porul lung uh, face nenorocire. Bă, și când au arătat pozele pe care le avea, numai poze de alea de gangster, așa, și cu tricouri, cu diferite mesaje din alea, cu substanțele alea, viața lui sau ceva de genul. Vă v-aș gura. La 19 ani ai merțane, dracu, conduci merzane, avea poza cu vreo două merțane, era călare pe unul, un g class sau ce era, conduce altul decapotabil, are bani. De unde are bani ba, de și de prostii din astea, de nenorociri ce a tras până sau a băgat în venă că înși și scapă ce a consumat, pastile, ce-o fi avut? De la părinți. Bă, ce părinți o fi avut și ăsta... Nu vreau să știu ce consum au părinții lui dacă el la 19 ani era așa, cred că ai lui sunt și mai și. Oricum, lăsând gluma la o parte, nu e ce se întâmplă. Și tot eu mi suc gura aici pe net și zic că drogurile nu sunt bune, ca tot să mai vină unii comentarii uneori la clipurile mele despre droguri și drogați, că ce știu eu, că Snoop Dogg, ești mecher, că în Olanda e așa, comentarii probabil de pe la unii rupți în cur pe la Că mine prin regie sau pe unde era ăia. Nu stau acum să caut comentariul ăla, dar ăla era de, de, stand-up comedy, cum mi explica mie, că... Domne, că... Sunt eu un ea la minte și sunt un pocăit, că am zis că drogurile nu sunt bune, că trasul până nu-i tot una cu fumatul și... Bă, orice substanță care te sparge, e drog. Și îți creează dependență drog. Și pe lângă asta Dacă te mai sui și la volan Fie că ai băut sau că ai tras ceva pe nas Ești un bou <laughs> Și aia rămâi și mergi la pușcărie Ce să zic totuși despre Cazul acestui tip care A luat două vieți a condus agresiv Sub influența prostiilor Și cică a mai fost prins înainte Pentru consum și trebuia să facă Niște răcoare dar n-a mai făcut da, îmi place că în țara asta dacă ai pile poți să scapi de pușcărie. Acum vedem cu presiunea publică dacă mai scapă puștul ăsta sau nu. Trist este că victimele alea nu se vor mai întoarce. Aoleu, pare rău pentru săracii părinții. Am văzut o scenă că au găsit un hanorac al fetei alea. Da, ce să zic. Voi ăștia care sunteți mai tinerei așa și vă uitați la mine și vi se pare cool, vi se pare rece cum zice francezul să consumați asemenea prostii, vă spun un lucru, potoliți-vă dracului, dați-vă două palme peste față și culcați-vă. Băi, sfatul meu, decât să ajungeți să băgați toate nenorocirile în voi doar pentru că aveți voi prieteni care sunt jmecheri, mai bine îi dați dracului de prieteni și... Nu știu ce, vrei să încep acum să zic cu citiți o carte? Nu! Bă, decât să te duci în club sau la festival să te droghezi, te faci pula acolo, ca altfel nu pot să zic, mai bine stai drept cu acasă să faci o labă și te culci ca să o dă mai porobânește așa. La o acolo de treabă, bă, asta nu te face să ne norociști pe careva acolo. Da, e teribil ce se întâmplă acum. Oricum, vara asta a fost teribilă, a mai fost și scandalul ăsta că un trapper de nie a primit amendă pentru rasism deși... Asta e ca și cum ar trebui să fie amendați toți rapperii că au spus cuvântul cu N pentru că romul nostru a spus cuvântul cu S. Bă, e teribil ce s-a întâmplat vara asta la noi în țară și cine știe ce mai urmează să se întâmple. Suntem pe 23 acum când filmez, probabil e 24 când vedeți voi clipul ăsta sau când dracul vedeți. Dacă îl vedeți la anul să-mi spune ce s-a mai întâmplat de până în momentul în care ați văzut voi clipul ăsta. Dar oricum, teribil. Vă ce ați făcut vara asta? Eu am fost la scârbici mai mult, m-am mutat, am făcut chestii de genul, na, mai productive așa, nu prea am avut timp să mă bucur de vacanțe. Eu mi-au concediile mai spre toamnă când e mai răcoare și, na, <gângh> profit și eu ca mai condiționat la muncă. Bă, știți care e cel mai plăcut moment al zilei? Când îți dai ciorapii jos, asta ca băiat, ca fată se știe când îți dai sutien. Mă rog! Cam asta ar fi treaba cu subiectul. Am făcut o scurtă recapitulare cu ce nenorociri s-au întâmplat anul ăsta la mare. Deci nu știu ce draculizm mai urmează să se întâmple, dar e teribil așa ceva. Și da, ce s-a mai întâmplat vara asta? A, ah, a fost din nou parada mândriei cu becalii de... Nu i mai dat cu apă sfințită Acum a sfințit calea victoriei Bă, deci numai la noi în țară se poate întâmpla un circ Bă, dacă ar fi numai evenimente de genul de tipul Circ, becali, gay, parada gay, așa Ok, dacă se oprea aici și maxim amendă La cetățeni de nie romă că forzesc cuvântul cuță Ok, atât Dacă se oprea aici Era ok era, râdeam, era o poveste cu final fericit că râdeam. Dacă când se ajunge dracul la nenorociri cu oameni morți, bă, și cu aia, cu mina. Bă, dacă exploda doar o mină și era doar șobolar au mor și niște, sta, niște bolovan de aia sparți, ok, bun, atât, fără răniți, fără morți. Dar deja s-a ajuns la oameni necați, se bată lumea cu jandarmii și nu, nu știu ce se mai întâmplă anul ăsta. Nu știu ce... Dar mai este octombrie. Octombrie, a 8 -a, august. Nu știu ce o să mai urmeze să se întâmple, dar... Tare mie că până de revelio, cine știi ce dracu se mai întâmplă. Aoleu. Apropo, la anul vedeți că... Este și an electoral, trei runde de alegeri, dacă nu mergeți la vot și stați ca muile și vă văitați acasă că de ce nu se schimbă nimic, nu mergeți la vot, nu mergeți la protest, nu faceți nimic, stați cu mâna în cur și salivați la televizor sau la Facebook sau la TikTok, sfatul meu, mai bine vă tăiați limba, nu aveți, nu aveți dreptul să vă dați cu părere, adică nu poți nici cu dânsa întrânsa, nici cu piciorul în rai, vrei să schimbe ceva în țara asta, te implici. Și nu mă refer, cum mai erau unii anul trecut, la începutul războiului, care distribuiau poze cu opris războiul, stop war, cum zic nemții, și după aia plângeau și mă, se gândeau, păi, da de ce nu se oprește Putin din invadare? că a postat Gigel sau Marcel pe Facebook chestia asta că opris războiul. Cred că o să mai fac un video despre fulgușorii de nea. Acum, na, bucuria lor că trece vara, că e pe final. Și vine sezonul rece pentru fulgușorii de nea, dar lasă că nici iernile nu mai, nu mai sunt ce au fost cândva. Ok cam asta ar fi clipul în care doar am făcut o recapitulare cu ce s-a întâmplat vara asta pe litoral. Dar părerea mea este următoarea. Vreți să nu se mai întâmple nenorociri de genul cum a fost acum cu ăsta care de două ori l-a oprit poliția, nu l-au testat de droguri, a fost prins mai de mult pentru cu consum sau cu trafic, cu consum, trebuia să facă 3 ani, 3 luni, un an sau să-și ia amendă și a scăpat că a avut prietena și a avut familie. Bă, părerea mea este următoarea, dacă nici cu presi presiunea asta publică nu se rezolvă ceva, e grav, e foarte grav. Și vreți să se schimbe? Da, se poate schimba ceva, dacă mergeți dracu și vă implicați ca cetățeni și nu stați să vă văitați pe net. Căci cu văitatul ăsta, cu văitatul rămâneți, alții își rup cârca sau mai se implică și ei așa. Trist este că de la pandemie încoace, singurii oameni care au protestat și au obținut oarecum ce au vrut... Știți care sunt? Șoferii. N-au blocat ei benzinările și s-au dat aia 50 de bani reduce la benzină și oricum mai scăzut un pic prețul, că ajunsese 8,5 jumate benzina, 9 lei și 10 bani motorina, adică niște prețuri de astea exorbitante. Și așa a început iar să se scumpească benzina, am băgat pe autostradă la un OMV 7 40. Înțeleg că era pe autostradă la 1 OMV. Dar 7 lei 40, benzină 95. Păi de bani aia cu două luni băgam de aia de 100 în Și făceam plinul la cât am dat eu pe 14 litri acum. Bine, exagerez și eu, un pic. Că na, trebuie să prindă un pic așa bine. Oricum, pentru cei care ați rămas până aici... Și vreți să vedeți clipurile următoare înaintea celorlalți, am deja pregătite un clip cu sau mă rog, urmează să filmez un video despre care e treaba cu mașinile în ziua de astăzi și iar se scumpește rca iar se scupește benzina, să ne luăm mașini electrice sau să trecem pe energie verde și mi se pare că se exagerează mult chestia asta și este o vrăjeală cam mare. Aveți un clip undeva pe aici și ar trebui să apară pe lângă capul meu și o să vorbim un pic și despre fulgușorii de nea. Așadar... Luați-vă membru și vedeți cu cel puțin o săptămână înaintea celorlalți. Și sfatul meu,